Bună ziua, oameni buni, bună ziua! Începem emisiunea și este una extrem de interesantă, iar noastră, cei de acasă, aveți un rol foarte important. Ieri am cunoscut pe cei 8 curajoși care se luptă pentru un loc la Survivor România 2023. Unul dintre ei va fi ales de către voi, iar acesta va primi biletul de aur și va deveni primul războinic din noul sezon Survivor. Astăzi începe bătălia! Astăzi începe bătălia! Astăzi cei 8 vor avea prima probă, proba în urma căreia câștigătorul va primi imunitate. Adică oarecum încercăm să fim în povestea Survivor. Veți vedea, dumneavoastră cei de acasă veți decide, veți vota. Dar asta numai după ce vom anunța startul votului după probă. Înainte de toate vreau să-i poftim pe cei 8 oameni îndrăzneți să intre alături de noi. Și anume Bormis, Andreea, Map, Grenguța, Alex, Inera, Bogdan și Rux. Perfect, bravo, mă! Așa, asta e atitudinea de războinici. Bravo, bine ați venit! Să închideți și poarta data viitoare. Ei sunt cei 8 războinici, oameni buni. Ei luptă pentru biletul de aur. Iar acum vreau să vă spun că astăzi simulăm un fii cum e la Survivor. Știți că la Survivor, la un moment dat, era testul acela pentru recompensă. Jocul pentru recompensă. Erau niște întrebări unde nu-ți trebuie nu știu câtă facultate. Îți trebuie doar să fii puțin pe fază să răspunzi corect. Dar ce e cel mai important, contează cum o faci. Pentru că dacă tu o faci într-un fel în care îl convingi pe cel de acasă să te voteze, poți să rămâi în show-ul ăsta și să mergi mai departe. Deci voi trebuie să fiți foarte simpatici, trebuie să, cum să zic, bă, să-i câștigați pe cei de acasă cu carisma voastră, e ok? Da. Alex, ai dormit? Da. E ok, perfect. Vreau să fiți pregătiți voi cei de acasă, pentru că trebuie să vedeți pe cine trimiteți ca războinic la Survivor 2023. Dar înainte de toate, haide să facem... să-i chemăm pe oamenii ăștia alături de noi, nu? Primul la masa jurului. Primul este un profesionist în arta spectacolului și lucrează nemțește. Știți despre cine este vorba? Nemțește. Lucrează nemțește. Da. Specialiștii noștri, mă, deci specialiștii noștri vin să ne dea o mână de ajutor. Cătălin Neamțu! Oh! Salut! El e cu foarte multe reality show-uri, e implicat, e un băiat extrem de plin de viață, o să vedeți imediat, are și întrebări. Și am participat și o să vă povestesc și cu cupa la momentul potrivit. Dar ce ați vrut cu și mă, și tu și Greta abia vorbit? Nu, că Greta va... Greta greu se înțelege ce zici. Exact, de asta noi trebuie să ne chinuim ca să înțelegem. Eu am fost la Survivor Vamha Veche și am rezistat 4 sezoane și mi-au dat cupă. Perfect, bravo, până la final. Bun, al doilea om care vine aici la masa noastră să ne dea o mână de ajutor. Nimeni altul decât câștigătorul Survivor 2022. Iar cel de-al treilea și nu cel din urmă este colega noastră, specialista pe probleme de Survivor, Alexandra Gog. Alex Delea, Alexandra Gog, haideți! Iartă-mă, fiecare cu cupa lui! Da, bună ziua, bine ați venit, Săruduna! Bună ziua, Săruna, microfonul de aur, da. Trebuie să mai prind niște sezoane la Vama Veche să... Tot ce voiam să spun este că îl vedeți cam repede, voi. Cam foarte repede, am stat multe luni doar să-l văd. Da, exact. Acum s-a mai schimbat vremurile, știi cum e? E rapid, sănătate. Pot să-l vadă oamenii, Neamțule, nu știu de ce, dar lui e mai mare. Da, e și el e mai mare, nu vezi că... Da, și el e mai mare. Bun, gașcă, lucrurile stau în felul următor. Prietenul nostru, Radu Ciucă, vine cu niște hârtii, bă, ca la școală, ca la examen. Deci, coli albe, da? Nimic... Nu cred. Cum? De profesoară cu sacou să colectez lucrările de control. Mă văd bine aici? Sunt bine aici? Mă văd bine? Da, ești bine acolo, stai acolo, rămâi acolo. Ideea e în felul următor, în fiecare săptămână, unul dintre voi va fi salvat pentru că va reuși să treacă testul ăsta, iar pe ceilalți practic i-are la dispoziție publicul pentru a-i vota, pentru a-i analiza, pentru a... Să zic că oamenii noștri telespectatorii sunt foarte vigilenți. O să vă caute cine știe pe net, peste tot, să afle multe date despre voi. Așa că tot ce trebuie să faceți este să fiți cât mai simpatici, înțelegeți? Să dați niște răspunsuri, unul dintre voi se salvează, da? Iar oamenii votează și vedem cine părăsește. Fiecare săptămână unul va pleca din competiția noastră, până rămânem în finală. Bă, noi trimitem primul războinic la Survivor 2023. E responsabilitate mare pe noi, Neamțule. Este și suntem pregătiți. Pregătiți? Da. Să fim pregătiți. Să fim pregătiți. Sunt pregătiți? Sunteți pregătiți? Mamă, ce, da, ăsta-i da, mă? Da! Vreau Survivor. Păi intri pe da, păi da, întrebarea era dacă ești pregătit, mă, unde vrei. Ești pregătit, acolo.
Vezi că stai 6 luni acolo. Uite, îi treabă pe urmă. Doamne ajută, 6 luni. Să vă obișnuiți cu cocosul. Că asta poate anul ăsta 7, cine de știe? De asta l-avem în față. Da, acolo e puțin în fața voastră să vedeți cum e. Și cocos, ananas, de ananas nu s-a desparte decât când câștigați. Bun, hai să trecem la treabă. Deci ideea e în felul următor, oameni buni. A sosit momentul pentru prima probă și atenție mare, cei de acasă o să voteze. Proba de astăzi este una asemănătoare cu jocul de recompensă ca la Survivor. Deci asemănătoare cu ce se întâmplă la Survivor. Este un quiz care nu măsoară inteligența. Atenție mare, nu măsurăm inteligența sau gradul de cultură generală, ci e o probă bazată mai mult pe intuiție și pe noroc, da? Începem cu o serie de 4 dueluri și facem în felul următor. Câștigătorii acestei dueluri se vor duela apoi între ei în semifinale, înțelegi? Da. Primii 2 cu ultimii 2, iar câștigătorii vor lupta în marea finală. Și unul se salvează, cel care câștigă finala. Câștigă imunitatea. Exact. Ei vezi? Păi da, câștigă imunitatea, da. Exact ca la Survivor, da, înțelegi? Da. E bine. Ceilalți, să știți că vor fi la dispoziția noastră, dragi telespectatori, și veți putea vota pentru fiecare în parte, după ce dăm star vot, iar cine va fi primi cele mai puține voturi va fi eliminat. Trebuie menționat, Cătălin, un singur lucru foarte important, că voturile sunt gratuite, sunt pe site, poate vota oricine. Da, e foarte gratis. Important să spunem Alexandra, asta. Alexandra, cum sunt voturile? Gratuite. Da. Cătălin, tu ai știi că sunt voturile gratuite? Da, voturile sunt gratuite. Deci poți să intri pur și simplu să votezi în mod gratuit. Da, asta după ce spunem noi star vot. Bineînțeles. Deci avem aici. Adică nu te costă nimic. Să vedem, trage tu un bilețel. Să punem ceva măcar. Tu tragi de aici un bilețel? Tu tragi de aici un bilețel? Tu tragi un bilețel? Marea bilețeadă. Cum vă e norocul, tati? Cum vă e norocul? Un bilețel? Cred că ai tras două. Perfect, Crenguța. Mulțumesc. 1000. Iată, noroc, data viitoare începem de aici să tragem biletele. Nu mai văd. Tu investești ca mult în ținute. Ți-ai făcut tricou, alt tricou cu Survivor? Normal. Deci și dacă nu te duci, ce faci? O să ai foarte multe de pijama. Măcar să le am de amintire. Măcar ca amintire. Nu că el a venit cu unul negru, astăzi cu unul alb. Acum m-am uitat și de obicei tricourile astea servești cu servești. Sfârșești cu ele, le mai și dă de pijama, sau ești în oraș, nu? Scuzați, domnul Cătălin. Da. N-aveți un bilețel în plus, că aș fi vrut să te căutăm noi, că stai liniștit. Record, așa. Stai liniștit pe tine, te cheamă direct la Survivor s-a America. S-a pregătit, uite că avea acolo, avea... Dar mă lasă-l și pe el, să răspundă și el, cum să nu. E bă și el mic, mă. E visul lui să fie la Survivor. Până la urmă, poate Ciuc a ajuns la visuri la cheie. Bun, deci aveți bilețele, stai un pic să vedem. Acum am dat bilețelele. Da. Stai să vedem ce scrie aici. Deci tu, Rux, ești cu? Andreea. Ne uităm toți? Nu, păi... Ce crezi am? Tu trebuie să tragi de la bolul cu, cu băieți. Dați înapoi biletelele. Da. Acolo se tragă fetele. Dați înapoi biletele. Stai un pic acolo. Acum trebuie să te și uiți în ele să vezi care cum. Nu, mă, nu, că am dat, am inversat bolurile. Ideea e în felul următor. Mi-am citit aici. Aveți bol cu fete, bol cu băieți. Păi și de ce am dat la fete din bolul cu fete. Trebuia invers. Da. Deci aici așa, punem așa, pune înapoi bolul la băieți, pune la fete. Pune la băieți, pune la fete, pune la băieți, pune la fete, pune la băieți. Și acum începem de aici. Tu trage de la fete. Deci tu rupi o fată, perfect. Tu trage un băiat. Perfect, tu trage o fată. Tu trage un băiat. Tu tragi, hai să vedem, stai că era aici întors un bilețel și de asta tot evitați. Nu, n-am văzut oricum nimic. Trage o fată, trage un băiat, trage o fată. Trage un băiat. Nu mergeam iubit. Gata, haide să vedem. Gata, mă, încurcase borcanele, vezi? Nu e nicio problemă, castroanele. Da. Castroanele. Deci haide să vedem. Da, Rux, acum poți să deschizi. Cu cine ești, Rux? Cu? Cu Mav. Hey, nice. Mav. I'm here. Haideți în față, Mav. Pe ce te uite așa? Pe tine, tu voi sunteți acolo, da? Oh. Fii atent. Stați așa, stați un pic aici, unul lângă altul. Okay. Ideea e felul următor. Aveți 10 secunde, pentru că întrebările sunt haioase, cu răspunsuri precise, exprimate în centimetri, ani sau kilometri și va câștiga cel care se apropie cel mai exact de răspunsul. Hai, exact. Mai în față, mai în față, să aproximeze, exact. Da. În caz de egalitate, cei aflați la duel vor primi o nouă întrebare. 10 secunde pentru a răspunde, așadar, atenție mare. Întrebarea, te rog, da. Întrebarea este... 10 secunde. Cât timp poate dormi un melc? Nu uitați unul la altul, stați un pic mai depărtat. Trebuie să scriem? Da. Nu. Aveți 10 secunde. Aveți 10 secunde să treceți răspunsul pe care îl credeți corect. Deci dacă se pune azi la somn, când se trezește el? Am fi explicat. Bun. Și acum arătați. Și acum arătați.
Eu am scris 20 de zile. 20 de zile și o săptămână. Băi, nene. Răspunsul este corect șocant. Este 3 ani. Wow! Deci a câștigat Rux. A câștigat Rux. A fost cea mai aproape, cu 20 de zile, cu 20 de zile, 47 de zile. Bă, dar cine se gândeam că un melc doarme 3 ani de zile? Acum vine o întrebare, cât trăiește cel mai mult un melc, dacă el doarme 3 ani? Eu sunt curioasă cine a stat să urmărească dacă într-adevăr a dormit. Foarte bună și ei. Ceilalți melci. Bun, s-a culcat ăla, da. Bun, perfect, deci Rux, tu o să mergi, deci... Mai departe, da. Mai departe, e simplu. Sigur, s-a calificat Rux, Mav, da. Nu. Mulțumesc. Mav, gata, okay. Luăm un loc, gata? Mergem mai departe. La tine, Bogdan, ce scrie? Rux. Scrie la Rux. Tine scrie tot Rux? Da, la tine scrie Rux? Da, da, scrie Rux. Na. Da, strategia asta nu prea... Na, 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 nu prea dă roade. Păi le-am dat, mă, băi, și fete, are dreptate că putea să le cadă la fiecare altceva. Da. Facem un fel următor, stai liniștit, nu e nicio problemă. Vedem, ești descalificat. Stai un pic. Nu trebuie să-l descalific. Mav, tu ce ai tras? Rux. Crenguța. Tu ai tras-o pe crenguță. Perfect, atunci să joace Bogdan cu crenguță. Bravo, mă. A rezolvat. Exact. Hai, Doamne ajută. Da, mai bună. Mai Bogdan cu crenguță, nu că imediat să vadă lumea că nu e blat, știi, păi că da. Zici că... Hai de sus, băieți. Da, uite, crenguța are băieți emoții. Și fete, pentru că e un băiat cu o fată, așa e important. Așa e important, da. Bun, hai. Ne luăm locurile acolo, păstrăm bilețelul. Deci ați înțeles, da? Aveți 10 secunde. Maioși, simpatici, pentru că chiar dacă nu răspundeți corect, adică chiar dacă nu răspundeți corect, ideea e că oamenii de acasă o să vă simpatizeze sau nu. Deci, și apoi mai am întrebări să vă cunoască și mai bine. Și am și o întrebare. Cum poate să vă băi, se uită o grămadă de lume la voi și vă vor acolo. Mă, ceva, mă, stai cu pixul în mână și doar scrii pe foaie. Acolo puțină emoție, să vadă așa, să zic că, bă, ce-mi place de băiatul ăsta, emoția. Da, au emoții cu întrebările. Acolo, băi, începe cronometru. Dacă nu ești eliminat, fii mă mai cu vână, mă, fiți mă mai așa, mă, mai. Un pic care doar o întrebare da. Să răspund acum. Da, dar tu să... așa făceai înainte da. De concurs? Da, alergam, fugeam pe acolo, nu știu, țipam, urlam, dansam. Haideți să vedem, bun. Întrebarea, repede, 10 secunde. 10 secunde aveți pentru a răspunde, iar întrebarea este următoarea. Câte secunde a durat cel mai lung zbor înregistrat al unei găini? Părea serioasă întrebarea la început. Păi și ce nu e? Pentru că e ceva foarte serios. Trebuie să scrii răspunsul pe foaie, Bogdan. A, l-ai scris deja. Perfect, okay. Hai să vedem. Crenguța arată. A scris o compunere. Secunde sau... Cum? Deci, ce ai pus? 10 secunde. 10 secunde, tu? 70. De ce? E cel mai lung zbor. De minute, de secunde. De secunde, că întrebarea era cu secunde. Tu ai zis 70 de secunde și tu ai zis 10. 10 secunde. A câștigat 13 secunde. Răspunsul corect este 13 secunde, că crenguța te-ai calificat mai departe. Cum sărăcia să zboare 70 de secunde? Fereașca, mă, sfântul, că ar trăi să o de pe cocetul cel ăla să te zboare. Nu e ok, e bine așa. Pleacă din localitate. Dar e bine, ai văzut, deci crenguța imediat. A înțeles, a înțeles, a preluat. Și la țară. Bravo, deci crenguța vezi că dă tot felul de mesaje către telespectatori. Sărăcie de țară și tot perfect. Bun, haide să asta mergem mai departe. Să vedem ce a căzut Alex. Alex, e dacă perfect. Merit, e bine, e ok. Gata. Perfect, apoi vedem mai departe. Haideți aici, deci ți-a căzut Alex. Pregătită? Ați înțeles, da? Foarte pregătit. Bun, haide să vedem. Domnul Neamț are întrebarea. Mamă, ce tensiune. Să mi se pare foarte fain. Ne aflăm și nici noi lucruri ciucă. E ca exact așa la Survivor, locul de recompensă. Numai că acolo ești pe burta goală. Da. Atât o mică. Maxim. Păi și tu ai zis că ai venit nemâncat azi. Așa zice. Și da. Și au dat cerealele. Nu, că și noi am venit tot pe burta goală. Nu știu cum niște cereale și cocos pentru. Hai. Păi nu e că nu cred că mai mănâncă cocos niște ani. Ai întrebarea asta. Întrebarea: câte păsări mor anual pentru că se izbesc de geamuri? În toată lumea? În toată lumea, da. În toată lumea. O cifră. Eu știu. Serios? 13 secunde, nu? În toată lumea. În toată lumea. Ia să vedem. Wow. Du-te, bă, wow. Du-te, bă, de aici. Wow. Du-te de aici, că nu cred așa cineva ceva. Cineva a sunat la 112. Nu cred. Și a întrebat și a aflat că sunt 10.000 de păsări. Răspuns. La protecția animalelor. Foarte. Și tu, Ciucă, tu ai... da! Și Ciucă a scris da, tot 10.000. Da, ține mâna pe un 0. Zici, bravo, mă! Nu, a scris 10.000, 10.000. 10.000, perfect. Iar acum ai acoperit răspunsurile de mai devreme, tu, nu? Așa m-a venit ideea. A nu făcut un mic calcul. Răspunsurile de mai devreme, alea pe care le-ai dat greșit. Am scris 24 de ore la melc. Așa? Deci ai pierdut. Și 20 de secunde la găină. Erai aproximativ aproape, da. Bine!
Bun, deci, Alex, bine, mergi mai departe, bravo. Mulțumesc. Mergi mai departe. Ce înseamnă concentrare? S-a concentrat, a zis 10.000, pac, a scris. Bă, dar mi se pare puțin, adică în toată lumea 10.000 și cum dracu au văzut cercetătorii câte găini au murit? Alea trebuie găini. De geam. Păi sunt astea. Păi mai vara asta am numărat eu vreo 4 pe la mine prin curte. S-a dat o lege. Cei care văd, e tare să sune la un număr. Vreți să avea și voi la Survivor, la cuizul ăla de... Da, de astea nebune. De astea nebune, întrebări nebune. Încercăm să-i adaptăm pe oameni buni ca să-i ducem în zona asta de Survivor 2023. Haideți să vedem. Și aflăm acum ultimul semifinalist. Stai un pic, mai sunt ei doi, nu? Păi asta zic, da. Gata, păi e foarte ușor. Perfect, haideți. Andreea și Burmis, hai. Da, eu m-am tras pe mine de pe bilet, nu știu ce se întâmplă. Foarte bine, păi tu joci pe tine. Asta e soarta, Burmis, stai liniștit. Ce tensiune! Bun, atenție mare, vine întrebarea peste voi. Câte emoții! Ca o lovitură vine. Care este lungimea Titanicului? Mă rog, care a fost? În ce? În centimetri. În metri. Lungimea Titanicului exprimată în metri este... Ia zi, Andreea, ce ai zis? 3.000 de metri. 3.000 de metri? 3 kilometri Titanicul? 3 kilometri? E o localitate azi deja. Burmis, tu cât ai zis? Ia întoarce-te. 100.000 de metri. 100.000 de metri. Băi, sunteți buni, asta e la. Noi suntem cei mai amărâți, se poate. Stai un pic, vreau să vorbesc un pic. Titanicul știi ce era? Da. Ce? Vasul ăla mare care s-a scufundat. Nu, 3.000 de metri. Vasul ăla imens. 3 km înseamnă mult. Dar vezi că mai ai o situație acolo. 100.000 de metri înseamnă 10 km, mă nene. Ai văzut vreun vapor de 10 km? Este atât de lung încât se termină la destinație. 100 de km. Păi da, nu, 1000 de km. 4-500 de metri. Nu știu, eu ai pus 100.000 de metri. Un kilometru are 1000 de metri. Da. Taie 3 zerouri de acolo și vezi cât sunt. 100. Deci era de aici la, de aici la Ploiești un pic înapoi. Da. Emoția. Sincer să vă zic, emoții, lăsați-ne, gata. Sincer să vă zic, eu m-am desenat înainte, n-am capul foarte mare. Acum ce să fac? Okay. Ați fost deci, foarte aproape. A înțeles jocul. A înțeles perfect jocul. Pentru telespectator. Deci, Andreea, care crezi că e răspunsul corect? Cu siguranță... Nu mai zic, cine știe ce mai zic, nu mai... Răspunsul corect, lungimea Titanicului este de 200.000 de metri. De 269 de metri. Aștept să aud ce spune, nu? Incredibil, dar să știi că tu mergi mai departe. Andreea merge mai departe, sigur. E bine. Bravo. Deci ai fost aproape fiind atât de departe. Da, exact. Adică... cât merge treaba asta. Să aproape, că... dar totuși departe. Și acolo sunt foarte multe răspunsuri la fel. De-astea... Deci la un moment dat cum e? Acolo nu te aștepți la întrebări de genul ăsta. Nu, sunt eșuate rău de tot. Cât... Dar se întâmplă și cum a făcut Alex, să nimerească. Și absolut incredibil. Dar normal sunt astea. La foarte mare depărtare, de adevăr. Da, dar întrebările astea te ajută ca publicul să te cunoască un pic altfel, nu? Corect, corect, pentru că văd așa, cam cum? Ideea e că trebuie să fii spontan, trebuie să ai vorba la tine, că acolo nu știi ce reacții nimerești de la partenerii din... Mai sunt jocuri unde trebuie să răspunzi rapid, acolo e, că nu știi ce... Răspunzi fără să-ți dai seama, nu știi ce îți iese pe gură. Adică trebuie să mergi și la intimidare. Da. Hai să mergem mai departe. Am zis că acum, din cei care au rămas, primii doi și ultimii doi, corect? Așa am zis. Uite, Rux și Crenguța, nu? Voi ați fost primele, nu? Da. Perfect, haideți aici, avem la fel întrebări. Ați înțeles despre ce este vorba. Ruxă și Crenguța, după care... cine avem? Alex cu? Cu Mav. Cu Andreea. Cu Andreea, pe tu Mav n-ai câștigat nimic. Ea a încercat și el. Ai voie și să încerci să trișezi? Merge, dacă nu știi atent, da? Rux și... Crenguța. Atenție, fetelor, întrebarea pentru voi este... E clar, trebuie să știți neapărat. Câți membri are o echipă de baseball? E simplu, mă, asta. Care e baseball? Nu-i grea. Ăla de la americani. Ăla de nu-mi joacă românii. Ăla e baseball. 400! 100 de mii. Ați scris? Ia să vedem răspunsurile. Crenguța? Maxim 200. 5? Tu, Rux, cât ai zis? 505? 4. Am pus și rezervele. 24. Am înțeles. O echipă de baseball are 9 membri. Crenguța, te-ai calificat în finală. Iubi! Bravo! Iubi! Da.
Corect. Am văzut că te-ai oprit, te-ai gândit și mă gândeam dacă a zis ceva greșit. De baseball se joacă între două echipe, 24-50 de oameni pe teren. Eu am pus și rezervele. Da, asta mă gândeam acum, cum e pe terenul ăla. Bă, vezi ce înseamnă să faci sport. Capurici. Să crești și la țară. Mulți. Vezi cele. No, bine, hai să vedem mai departe acum. Avem Alex cu Andreea. Alex, iată că-ți cu ochii pe tine. Perfect. Nu, poate omul a căutat întrebări ciudate, poate cine știe sau altceva. Hai să vedem. Da, mă, aia, și-o aș merge pe aia, da, logic. Gata, bun, sunteți pregătiți? Da. Perfect. Câte creiere are o caracatiță? Da, adică. Logic, luați-o logic. Luați-o logic, gândiți-vă câte creiere poate să aibă. Nu mai gândim, zice în direct ce vine, nu mai, ce gândim. Ce ne vine în creier, deci. Câte? 1? 3. Răspuns corect, 9. No. Da. Tu ce ai zis? Ce ai scris? Andreea, păi, mergi mai departe. Da. Mergi mai departe. Deci tu dai seama ce norocos ai? Tu ai spus mai devreme că Titanicul are 3 de metri. Da, am zis după că mi-am dat seama că am făcut o prostie. Ce să mai bine, și acum a fost departe. Da, a fost departe, dar totuși... Aproape, gata, a zis de 3 ori mai puțin, caracatița are 9, ea a zis 3. Da, acum, în finală, avem... Alex a gândit, a crezut că e capcană, Alex. Corect. Ai crezut că e o capcană? Adică am fost să pun eu niște întrebări, să vă cunoască lumea mai bine, că practic astea sunt niște jocuri pe care le simulăm exact ca la Survivor. Dar după aia vă pun eu la niște situații, nu de alta, dar ca să vedem ce ați răspunde, iar cei de acasă, cei care votează când dăm noi star vot, să-și înțeleagă ce votează, da? V-am ales o întrebare foarte simpatică pentru această finală. Ia. E frumoasă. Nu, mă, nu, stai să căutăm altul. Nu mai să căutăm ceva așa mai pe... Mai am și pe următoarea pagină. Hai să căutăm, da. Or, așa, sau... Ia, stai, mai căutăm aici, că sunt multe întrebări, să știi. Ori asta... Sau întrebări puțin concurenți. Sau... Am un tutură să zic ce e mai greu. Păi nu, căutăm ce mai e pe la Survivor, pe acolo. Sau care? Asta? Uite, mie îmi place, de exemplu, asta. Asta? Și tu? Tot asta? Da. Bine, așa, s-a votat? Ia, punem întrebarea. S-a votat. S-a votat. Bun, bun, perfect. De s-a votat. Pregătite, pregătite finalistelor? Da, pregătite clar. Sunteți. Atenție mare, deci... Pregătită, pregătită. De câte ore are nevoie leneșul pentru a se împerechea? Leneșul, adică la animal. E, da. A pornit cronometru, mai aveți 7 secunde. Aș fi făcut așa. Lasă să fie. Să fie acolo. Ce o fi, o fi. Ce o fi. Deci, într-o dată, întrebarea, de câte ori are nevoie leneșul să se împerecheze? Da. Știu că tu ce ai răspuns, mă interesează. Da. Nu că el spune după ce am. O oră. O oră. S-a gândit la el, a zis sâmbătă seara Club Nordului 4. E leneș, mă. E leneș. Bun, hai să vedem. Să vedem ce a răspuns Peter. 5 ore, Crenguța. Eu iar m-am dus. 30 de ore. Bă, uite ce se întâmplă când răspunzi așa. Spontan. Spontan. Crenguța, dar tu ești pusă pe 5. De ore, nu cred. Hai, e, mâine. Săracul de el. N-ajungem veste să-mi perecheze ăla. Săracul, da. Ai câștigat imunitatea, Andreea. Păi, Andreea, ai câștigat imunitatea. Deci, cum ce o să faci cu ea? Felicitări. Se întâmplă. Deci, exact ca la Survivor, știi că ea a pus aici, 30 a făcut așa, 30 a făcut așa. Și-a și făcut nimun așa. Adică ce să faci? Întrebările astea, normal, sunt puse cu cât te gândești mai mult, cu atâta eșuezi mai tare. Exact. Ea este Andreea Moromete, oameni buni, are 23 de ani. Vedeți mai multe despre ea, are și un motto după care se ghidează. Viața este prea scurtă să mai accept să fac ceea ce nu îmi place, vrea la Survivor. Și tot ce pot să vă spun, că iată, a câștigat imunitate săptămâna asta. Adică săptămâna asta ea e salvată. Restul celor 7 sunt supuși votului de către oameni. Și o să dau star vot, atenție mare, și vă întreb câteva lucruri ca să-i convingeți pe cei de acasă să fiți în forță, da? Tu ce mai ești? Gata, mă, ești tare de tot. Ai fost, ai râs de mine acolo. Nu am râs, doamne ferește, dar 3000 de metri, da, un vapor, 3 km. Hai să uităm, hai să uităm, să nu... Se uită, să știi că orice ai face greșit, atâta timp cât tu ai câștigat, se uită tot. Numai că tiktokerii nu uită. Stai liniștit, stai să vezi ce o să fie pe TikTok. Cum, mă? Și dacă și câștig Survivor, cum aia de a zis 3000 de metri vaporul? Lasă că mai avești cu 100 de kilometri. Da, 100 de kilometri. E rotund măcar. Da, exact. Aici 3 cum kilometri. Cum ar fi un vapor de 100 de kilometri? Îți dai seama? Bun, bun.
Sunteți pregătiți? Dăm start! Vot! E timpul să votăm, așa că intrați pe vot-survivor.lamaruta.protv.ro. Sper că nu v-ați încurcat în puncte. Da, și votați-vă favoritul. Puteți să vedeți afișat pe ecran site-ul unde puteți să intrați să votați. Și puteți vota până mâine, când în emisiune vom anunța stop vot și vom afla cine va fi eliminat. Nu uitați că Andreea a câștigat imunitatea, deci nu poate fi eliminată, așa că votați-vă preferatul din ceilalți 7. Hai, start, vot, start, vot, start, da, vot! Cât, dacă vrei să votezi, te costă ceva? Tu n-au urmă că a zis și Alexandra. Ce a zis? Că nu, întreabă pe Alexandra. Este Alexandra, gratuit, domnul Neamț. Este gratuit. Și adică poate vota absolut oricine. Gratuit, adică e gratis. Adică nu plătesc nimic ca să votezi? Doar să ai internet, știi că toată lumea are internet. Dar cum e, cu un simplu click? Nu aproape toată lumea. Pe da, dar trebuie să intri pe punct, pe punct, pe punct, pe punct, ro. Da, mă, e pe www.survivor.lamaruta.protv.ro. Ce este greu este să intri pe site. Odată intrat, e foarte ușor. Până, da, punct, avem punct. Andreea a câștigat imunitatea, pur și simplu n-are nicio treabă, stă liniștită. Da. Băi, asta. Deci Andreea, mi se pare că a fost cea mai... miserupistă, da, ca să zic așa. Ai zis tu la început că e o probă de noroc. Nu așa e fost? Da, e nouă. Că... norocoasă, să zic ce fi. O fi. Descriceți bine ce ai. N-a zis că nu mai vrea să facă ce nu îi place în viață și că da, să facă ce... Ai văzut? Hai asta să-i cunoaștem un pic mai bine pe oameni și pentru cei de acasă am câte o ipostază pentru fiecare și în funcție de răspunsurile voastre, voi puteți să câștigați simpatia celor de acasă sau nu. Încercăm ca ei să vă cunoască cât mai bine, da? Da. Noi avem niște situații ipotetice trăznite. Deci n-are nicio treabă cu realitatea, dar niște situații ipotetice, da? Acum 15 ani, exact când am început și noi emisiunea Dragă Rux, ai intrat în lumea modei, da? Și ți-ai început cariera de model, da? Da. Perfect. Eu le spun oamenilor aceste lucruri ca ei să știe și să vă repereze, să aibă imaginea voastră și cum sunteți voi în viața de zi cu zi, da? Deci, uite, aici vede lumea unde votează și acum, Rux, fii atentă, întrebarea pentru tine. Dacă ai fi obligată să faci o alegere între a fi considerată cea mai frumoasă femeie din lume, dar să-ți pierzi complet simțul estetic și să ajungi și cel mai prost îmbrăcată din lume, sau ai fi apreciată ca cel mai bine îmbrăcată femeie din lume, dar să-ți pierzi complet frumusețea, ce ai alege? Aș alege să-mi păstrez caracterul. Păi nu, nu avem aici A sau B. Să fii cea mai frumoasă din lume, dar să n-ai nicio treabă cu estetica, să te îmbraci cel mai prost, sau pur și simplu să fii cea mai bine îmbrăcată din lume, dar să îți pierzi complet frumusețea. A. Adică? Frumoasă, dar să te îmbraci ce prost. Da. Bravo, mă, frumoasă și în training. Frumoasă și în training. Păi, da, știi că ești frumoasă, poți să fii și oricum. Bineînțeles, dar oamenii mai frumos. Acum știi cum e, poate alți oameni ziceau, dragă, mai bine să te îmbraci bine toată viața, să spui, frumusețea e trecătoare. Băi, ce urâtă e, dar uite-mă ce frumos îmi place. Dar cât de importantă, stai mai de microfon așa, cât de importantă e frumusețea așa în viață? Sincer, nu contează prea mult frumusețea, eu consider că oamenii... frumusețea. Noi comentăm. Cum nu contează? Nu contează. Te ajută într-o mare măsură, dar important este caracterul. Deci la cum început ești tu te ajută om? Frumusețea în mare măsură, așa la început? Nu. Pe mine nu m-a ajutat mult. Păi da, dar până la caracter trebuie să mergi cu ambalajul. Intri pe ușă, cu ce intri? Ieși, intri așa. Tu intri. Cu atitudine intri. Da. Cu atitudinea care e parte din caracter. Exact. Da. Bravo. Hai că s-a pregătit bine, a răspuns frumos. Dar are dreptate și prima dată când m-am dus la televiziune tot așa. Tot așa m-au ales. M-au auzit așa frumos, au zis bine, mă, nu pe salon pentru caracter. Da, tu ești din ce în ce mai frumos. Perfect. Haideți să mergem mai departe, ca să avem timp să-i cunoaștem. Aici l-avem pe Bogdan, scrie pe el Bogdan. Perfect, haideți să vedem. Bogdan, ai jucat fotbal profesionist în Anglia, ne spunea ieri, da? Și îți doreai să ajungi să joci la Real Madrid. Să știi că o să căutăm imaginele alea cu tine când spuneai asta. Dacă ar fi să alegi între a ajunge la Real Madrid cu cel mai mare salariu din lot, dar să stai toată cariera pe banca de rezerve, fără să intri nici măcar un minut în teren, sau să devii capitan de echipă la Dinamo București, unde să bați toate recordurile din Liga a doua, la goluri marcate și la pase decisive, dar să rămâi toată cariera în Liga secundă, ce ai alege? Și să stai în chirie. Zi. Am o întrebare foarte grea. Păi încercăm să vă punem în tot felul de situații de astea, ca oamenii să vă și cunoască și să mai și glumim. Cred că aș alege Dinamo. Da. Du-te, bă, de aici. Să joc, pe important este să joci. Ducea rezervă la Real Madrid, nu știți? E părerea lui. Nu, stai să... Important este să joci. De-aia vrei să faci foc. Să joci, să performezi
Decât să stau pe bancă doar da, să da, ești rezervă la Real Madrid și joci cu el alții care sunt și ei rezerve. Da, da, să și joci, nu? Da. Bă, dar asta e punerea lui, noi, da, nu. Iată, noi spunem cum am fi reacționat noi. Da, 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 corect. Deci tu ai fi stat, adică n-ai cel mai mare salariu din lume să stai pe banca de rezerve, din lot. Aproape, aproape nu ai salariu. Merge cu troleibuzul la stadion. Da, are glorie. Dacă faci din pasiune... Corect. Adevărat. Da. Ne-ai dat peste ei. Este adevărat, nu, ai făcut o alegere bună. Proastă. Nu, acum și noi gândeam la început. Ai făcut o alegere. Da, corect. Perfect, haideți să mergem mai departe la prietena noastră, Inera Alexandra, manager de meserie. Ai înțeles cum stau lucrurile, da? Da. Perfect. Ai sărit într-o cascadă de la 4 metri în Grecia, iar unul din visurile tale era să faci bungee jumping, deci îți place adrenalina. Da. Dacă te-ar include NASA, NASA, în următorul echipaj care va zbura pe lună, dar să te informeze că riscul unui eșec fatal este foarte mare, ce ai alege? Să riști să ajungi pe lună, să scrii istorie, iar astfel numele tău să fie cunoscut, respectat și iubit în toată lumea, sau să rămâi la sol în siguranță, dar să pierzi această oportunitate istorică. Aș alege să merg acolo. Cineva trebuie să facă și pe asta, nu? Păi da, dar se prăbușește, adică cade. Păi nu, că nu ți asigură că e reușită acțiunea, dar da, nu dar zice nici. Da, în istorie. Da. Dar măcar încerci. Corect. Și dacă nu încerci, deja ai pierdut. Păi ce te mai ajută la Survivor dacă pleci pe lună? O să facem și acolo. A, uite, prima ediție de Survivor pe lună ar fi tare. Dar ce recompense sunt acolo să știi că vei fi surprins? Bă, dar cum ar fi un Survivor pe lună? Nu e cocos. Praf de stele. Praf de stele. Bun, haide să mergem. E răspunsul ei, Inera, așa ne-a răspuns. Mergem la Alex, el este instructor de fitness, oameni buni. Trebuie să-i cunoașteți pe cei care vor să participe la Survivor 2023. Iar prima întrebare pentru tine este în felul următor. Ești instructor de fitness, da, dar știu că ai lucrat o perioadă și ca babysitter, corect? Da, da. Dacă ar fi să fii obligat să faci o alegere între a locui toată viața într-un sat în care toată lumea e campioană la fitness, dar tu nu ai voie să faci niciun fel de sport, ori exercițiu fizic toată viața, sau a fi babysitter toată viața, dar numai pentru copiii răsfățați, râzgâiați, prost crescuți, neastâmpărași, neascultători, ce ai alege? Beu, fiindcă am destulă capacitate psihică și răbdare să pot să stau cu ei. Frumos, frumos. Și ai și face sport cu ei. Corect. O grămadă de sport faci cu copiii. Suficient de sport. Știi că a fost amunat un test, arătat un sportiv de performanță, și a pus să facă aceleași mișcări pe care le face un copil, știi? Și a căzut sportivul de performanță. Lat. Da, dar e greu? Ce a fost mai e greu cu babysitter? Ai avut copii de ăștia neastâmpărați? Nu. Chiar mi-a fost foarte ușor. Am avut grijă de o fetiță de 6 ani în Italia. M-am descurcat foarte, foarte bine. A fost o experiență care nu o să o iei niciodată. Dar cum s-au comportat părinții fetiței? Adică, erai la fel de mic atunci? Nu, eram chiar așa de mic. Părinții erau avocați, plecau foarte mult timp de acasă. Și eu trebuia să stau mai mult timp cu ea. Și în weekend ne dădeau chiar bani ca să mergem în parcul de distracție. A fost o experiență foarte frumoasă. Dar ce mai greu, cu copiii să lucrezi sau cu adulții la sala de fitness? Mai mult cu adulții, fiindcă ei au pretenții, nu fac aia. Copiii, dacă știi cum să-i, în ghilimele să spui, manipulezi, să știi că te ascultă și chiar fac mult mai bine. Trebuie să-i cucerești, să-i câștigi? Nu. Stai liniștit, când o să ai copii, o să vezi, să te manipuleze ei pe tine. Nu. No. Noi, neamțule. No. Perfect. Să mergem la prietena noastră, nimeni alta decât Codruța Crenguța. Crenguța, fii atentă. Deci ai văzut întrebările de ce gen sunt, da? Prin întrebările astea și oamenii vă cunosc mai bine, vă află și povestea, uite, află că el e și instructor de fitness și babysitter, adică încercăm să vă facem cât mai cunoscuți celor de acasă, da? Da. Fii atentă, tu. Ai trecut printr-o experiență cumplită, ne-ai povestit și ieri aici când ai venit pentru prima dată, și anume pentru cu cancerul, lupta ta cu cancerul pe care ai câștigat-o. Da. Corect? Corect. Îți spun acum o întrebare cam, cum să zic eu, tâmpită ar putea fi considerată de cei de acasă, dar și ei pot să afle cum gândești după experiența prin care ai trecut. Să presupunem că un cercetător a descoperit leacul împotriva cancerului, dar a murit într-un incendiu în care au fost distruse și toate cercetările sale. A rămas o singură pastilă care poate vindeca boala sau ar putea fi studiată de oamenii de știință pentru a fi replicată. Să spunem că o găsești tu și ești bolnavă. Dacă ar fi să alegi tu pastila și te vindeci, dar omenirea pierde acest tratament miraculos, sau o duci la laborator, dar știi că cercetările vor dura vreo 2 ani și tu pierzi definitiv șansa de vindecare. Ce alegi? Deci clar aleg varianta a doua.
o duc la laborator și încep cercetările, pentru că e o sufire atât de puternică și soluptătoare încât în aia 2 ani știu ce am de făcut să pot să merg mai departe, dar în schimb aș ajuta, nu știu, boala asta mi se pare atât de crâncenă și de nasoală încât să existe leac pentru ea ar fi un miracol. Adică... Doamne ajută să existe leac pentru așa ceva și să se rezolve aceste probleme. Felicitări foarte frumos răspunsul tău. Mav, mergem la tine. Tu ești barman, corect? Barman. Fii sincer, ai băut vreun șat aseară? Man, aseară nu. Păi de ce? Păi nu am băut aseară. Dar un par de vin ai deschis să-și bă, gata, sunt în aia 8. Ai băut? Da, aseară. Câte pare? Un par am băut. Mare? Un pahar de un litru. Pentru curaj, mă, 150 de grame de vin. Pentru curaj. Mav, fii atent. Te ascult. Știu că bunica ta a fost barman. Ok, da. Mama ta a lucrat și a barman. Da. Stai un pic, lasă-mă un pic. Bunica ta câți ani are? Bunica mea nu mai este, din păcate. Câți ani avea? 74. Pe ce unde a lucrat barman acum 70 de ani? Toată viața ei a fost barmaniță. În restaurante. Da, la restaurant. Oltenia. În Oltenia. Oltenia. Perfect. Mama ta a lucrat și ea ca barman, iar tu ești la rândul tău barman. Deci practic 3 generații. Da. Dacă ar trebui să alegi între a fi dependent de alcool, dar să locuiești toată viața într-un sat unde este interzis alcoolul, sau să ai credit nelimitat la birtul dintr-un sat de bețivi, dar să nu ai voie să pui pic de alcool în gură, ce ai alege? Ce întrebare. Bineînțeles, cu skepsis. Aș alege varianta 2. Mai bine să nu am credit pentru... Și păi să nu, vezi că varianta 2 era să ai credit nelimitat, dar să nu ai voie să bei. Asta este. Îți dai seama dacă ai fi zis, da? Eu nu pot să trăiesc fără băutură. Nu pot, încep să stau oriunde, dar să beau. Mă, ăsta e răspunsul lui, ăsta e un răspuns omului, perfect. Cât te-ai învățat ultima dată? Acum vreo 2 săptămâni. Bine, după un timp încep când să controlez. Păi să știi că nu prea după un timp poți să controlezi treaba asta. Adică țin să cred că după o perioadă când ai experiență poți să domini situația și să fii responsabil. Știu că am fost și dar te poți descurca cu unul care e bețiv. Normal, și adaptarea face parte din de adaptare. E vorba despre adaptare aici, în funcție de fiecare persoană cu care ai contact. E doar de exercițiu, asta e. Perfect, bună Andreea. Bună. Tu te-ai salvat, dar am și pentru tine o întrebare. Repede, mai am 2, ești polițistă, toată lumea știe, ne-ai spus. Știu că ești foarte apropiată de părinții tăi și mai știu că amândoi sunt antreprenori. Imaginează-ți că ești polițistă și că și afli că amândoi sunt vizați într-un dosar de evaziune fiscală, un dosar în care ei sunt gata să-și recunoască vinovăția și sigur vor fi condamnați la închisoare. Dovada principală a procurorilor împotriva lor o reprezintă câteva contracte frauduloase semnate de părinții tăi. Întâmplător, găsești contractele astea lăsate nesupravegheate pe un birou. Ai putea să le iei și să știi că astfel procurorii nu vor mai avea nicio dovadă și dosarul împotriva părinților tăi va fi închis. Ce faci? Salvezi părinții sau lași procurorii să găsească acolo actele? Bine că nu mai sunt polițist, în primul rând. Le ia. Și, exact, o să fiu sinceră, nu o dau că vai. Nu, aș face orice pentru părinții mei. Le iau, pare rău. Deci eu nici să nu-i cunosc, dacă nu-i cunosc pe oamenii, tot le-aș lua. Deci îi salvezi, nu? Da. Bravo, se uită acum părinții la emisiune, te văd. Așa zic. Da? Bravo, bun. Haideți să vedem mai departe. Burmis, ce mai faci, Burmis? Cum merge treaba? Sincer să zic, sunt foarte supărat. Te cred, stai liniștit, mai ai și mâine o zi. Oamenii te votează sau nu te votează, nu. De voi depinde. Dar de nu, dar supărat? sincer. Da. Păi eu am răspuns corect, teoretic. 100 de kilometri? Toată noaptea, așa. 3 ore jumătate, am încercat să ajung la o ușă, tot alergam și n-ajungeam. Vă dați seama că eu am băgat acolo în Titanic, n-am ajuns deloc în 10 secunde dintr-un capăt în cealaltă. Deci am zis și eu, 100 de kilometri... Eu l-aș fi văzut vaporul ăla să și întoarcă cum, sau în ce port. Zic că nu e de cultură generală, zic că e fix cum e la Survivor, la proba de zi, de recompensă. Fii atent, Burmis, aici am și pentru tine, tu ești student. Știu că vrei să devii cel mai faimos creator de conținut din lume, da? Da. Imaginează că tu câștigi biletul de aur la Survivor 2023, dar fix cu o zi înainte de a pleca în Dominicană, primești o super ofertă de la YouTube. Managementul YouTube te sună pentru a crea un serial online cu ce conținut vrei tu pe durata de 2 ani, cu un mega buget nelimitat și completă libertate editorială. Ce faci? Mai pleci la Survivor sau renunți la Survivor pentru oferta YouTube? Păi da, asta nu ce stau să mă gândesc. Eu sunt fan Survivor, deci n-au nicio șansă ăștia de la YouTube. Probabil iau contractul, sincer. Adică, păi ce faci? YouTube sau Survivor?
E cu o zi înainte să pleci. Păi am ajuns aici, acum mă duc la YouTube. Pune în balanță. Păi, nene, ai buget, faci tot ce vrei. Dai răspunsul tău. Eu am YouTube, dar nu știu. Eu consider că pot să mă descurc mult mai bine și că pot să fac content foarte bun de acolo, de la Survivor. Deci ce alegi? Survivor, clar. Păi oricum sunt aici, deci deja am ales. Perfect. Deja am ales. Cunosc acum, am venit și fac o părere. Eu știu ce făceam? Ăla încearcă, ăla nu cred că e sincer. Eu luam banii de la YouTube și făceam Survivorul meu. Va plătim un an după aia după ce se întoarce, pentru că automat îi crește și imaginea, nu? Deci trebuie să facă continuitate. Unele sincere și unele de televizor. Unele de, da. Hai, votați-mă puțin că uite ce bine m-am prezentat. Da, exact. Ideea e că șapte dintre voi... 7 dintre voi deja sunteți urcați-e pe online, iar lumea poate să vă voteze printr-un simplu click. Cine primește cele mai multe voturi rămâne, cine primește cele mai puține voturi, pa, la revedere. Corect. Andreea, săptămâna asta, du-te și bea un shot. Ai câștigat imunitatea. Băi, nene, ai câștigat imunitatea. Da. Perfect. A fost greu. Face că a câștigat, da. Deci mâine vedem cine va fi eliminat, că e rapid aici la noi. Mâine? Da, mă, mâine. Deci mâine tragem când zicem noi avem consiliu, vedem cine pleacă. Noi avem consiliu. Avem consiliu. Da. Hai, luăm publicitate și apoi revenim la ale noastre, că ne dă peste cap Survivor-ul, până găsim noi cu care pleacă la în Dominicană. Vă mulțumesc mult de tot, să aveți succes, baftă și puneți-vă prieteni Instagram-ul, la treabă, Facebook-ul, TikTok-ul, să vă boteze lumea. Ne întoarcem